sfinte și fericite. După această duminică atât de încărcată duminicește, nu putem decât să aducem mulțumirea lui Dumnezeu pentru toate câte ne le-a dat și să mulțumim Părintului pentru prezență. Mulțumim Domnului Cristi că a acceptat să vină să-L acompanieze pe Părintele și nu în ultimul rând de mulțumim familiei Iancheș care a făcut posibilă această întâlnire cu Părintele și mulțumim și Părintelui Călin, băiatul familiei Iancheș, cel care este coleg cu Părintele la Caransebeș și a făcut această întâlnire noastră posibilă ca Părintele să ne înfinte cu aceste colinde atât de minunate, să ne încarce sufletește, mai ales în preajma acestei sărbători atât de mare și importante pentru noi creștini ortodoxi. Mulțumim Dumnezeu! Dumnezeu să vă dea multă sănătate, multă fericire și să aveți sărbători fericite. Marți seara la ora TV, dacă o să aveți timp să vă uite seara, cred că de la ora 8, nu știu exact, o să fiu invitat în direct și o să mai conectăm, o să mai vorbim, probabil nu știu cum va fi emisiunea, am emoții, dar să vă uitați și să vă rugați să iasă bine și frumos, că într-adevăr biserica noastră are și lucruri frumoase și minunate. Și CD-uri și în spate DVD-uri, dacă doriți să vi le procurați, sunt acolo.